dar stilul de aici nu. Hola! Hola, hola, hola! Bună, bună v-am găsit! Mă tot chinui de ceva timp să dau play și m-am găsit acum în gălăgia asta aici. Sunt niște aere condiționate care funcționează. Să dau play pentru că vreau să vorbesc puțin despre Tenerife atâta cât știu. Partea de sud a insulei este partea luxury, este partea cu plajă, este partea cu hoteluri, este partea de relaxare, de unde poți întâlni foarte mulți turiști din foarte multe țări, inclusiv România, Norvegia, Germania, Franța, Anglia și lista poate continua, Italia și tot așa. Frumos vibe-ul, frumoasă atmosfera de plaje, de litoral, de nebunii în stilul ăsta. În nord nu am fost decât ceea ce ați văzut voi de la San Cristobal de Laguna, o parte foarte frumoasă, dar o să încerc data viitoare să ajung acolo și să mă cazez acolo, dar nu o să mai fac greșeala să iau o cazare pe toată perioada, voi încerca să iau cazări pe perioade scurte, 2-3 zile într-un loc, 2-3 zile într-un loc, 2-3 zile într-un loc, pentru că este mult mai ușor să fac și videouri, este mult mai ușor să și explorez zona mutându-mă în alta, nefiind nevoit, cum am făcut acum, să iau din partea de sud, unde mă aflu acum, spre partea de nord. Da, mult mai ușor, așa. Experiența mea cu, că asta vreau să zic de fapt, cum mă simt, cum am simțit, cum mi se pare. By the way, asta e tipic românească. Dă drumul la girofare când se blochează traficul. Foarte mișto. Foarte ok, m-am bronzat. Am fost pe plaje interesante, unde poți vedea chestii interesante. Dar nu pot decât să mă gândesc la partea de nord, despre care mi s-a spus că poți găsi chestii locale. Și mulțumesc lui Alina, chiar dacă m-a blocat, chiar dacă s-a supărat că am avut o reacție, îmi cer scuze. Dar e normal să... Ok, în fine, închidem subiectul. Înțelege ea dacă vrea, dacă nu, aia e. Revin. Uitați-vă ce am avut de zis. În partea de nord poți întâlni chestiile locale. Poți mânca o mâncare locală, poți să te bucuri de chestiile lor de acolo, de să înțelegi cum este insula, să înțelegi cum este... să cunoști Tenerife. Practic aici te uiți în jur și vezi restaurante din Italia, este și un restaurant Transilvania, parcă, românesc, dar nu-mi place, este stilul ăla comunist și nu-mi place, nu-i tradițional, e comunist, asta nu-i tradiție, și nu-mi place și n-am fost. Italiene, americane, stilul american, stilul britanic, dar stilul de aici nu. Ala! Stilul de aici nu. Asta zic, e mult mai fain să mergi în partea de nord, deși eu n-am fost decât odată, nu știu dacă mai ajung în concediul ăsta, pentru că mai are puțin și se termină, e mult mai interesant acolo. Vibe-ul e cu totul altul, locurile sunt diferite, nu e vorba numai de plaje acolo, nu este atât de plin de plaje, sunt și acolo plaje, dar nu atât de multe, dar în orice caz găsești niște locuri demențiale. M-am uitat și eu pe Google, m-am uitat și pe Maps, am văzut unde se află amplasat așa, este foarte fain. În concluzie, depinde ce vrei. Acum, na, ce n-a înțeles nici Alina și ce nu înțeleg nici mulți este că, uite, de exemplu, sunt oameni care vin în concediu și stau în resort. Am văzut în resort aici. N-aș face asta nici eu. Dar nu sunt încă nici la modul în care să umblu de nebun într-una, să nu mai respir, să nu mai fac. De exemplu, acum am deja 14 km aproape. Deci merg, nu e o problemă chestia asta pentru mine, dar nici să fac din treaba asta o nebunie în care să nu mai mă opresc. Asta nu a înțeles cineva. Deci, nu știu dacă înțelegi ceva din video ăsta, ideea este că dacă vrei plaje, vii aici. Dacă vrei local și chestii diverse, nu doar plaje și
chestii, nu știu, plaje și cam atât. Pentru că local ce poți să găsești? Niște suveniruri care se repetă de la fiecare tarabă la cealaltă, adică nu e, n-ai ce vedea. Chiar dacă te duci pe o plajă, de pe o plajă pe alta, chiar dacă mergi mai mult, ok, puțin diferă, dar în principiu găsești același lucru. Deci, dacă vreți să veniți în Tenerife și vreți să vedeți chestii locale și vreți să mâncați chestii locale și vreți să trăiți vibe-ul de insulă, de tot ce înseamnă insula asta, da, mergeți în nord, cu toate că n-am fost decât o dată, dar am făcut un mic research, m-am uitat puțin și e super. Și am avut și că nu sunt de la Mârlan, să nu zic. Într-adevăr, Alina mea mi-a dat multe informații, foarte multe informații, dar n-am înțeles un aspect micuț. Atât. Altceva n-am ce de pur. De fapt, nu ce să reproșez nimănui. De fapt, nu-i despre asta. Da, ăsta a fost video-ul. Practic, am vrut să zic și eu cum a fost. Pentru mine a fost ok. A fost oricum ceva nou. M-am simțit bine în aici, pe insula asta. Dar nu mă stresez. Nu-i la modul, bă, ai venit aici 5.000 de kilometri și alții n-ar putea să ajungă. Ok, pleacă insula de aici? Nu. Dacă mă întorc, dacă vreau să mă întorc, nu pot întoarce. Adică nu e nicio problemă. Insula nu se mută de aici. Doar eu pot să am alte opțiuni. Dar nu e ca și cum n-aș putea să vin încă o dată în februarie, spre exemplu. Da. Ok, per ansamblu. Am mai zis. Zona asta de sud este pentru plaje și nebunii de genul, cluburi și, da, e plin. Aeroport aveți și la sud, aveți și la nord. Sfatul meu, veniți direct, nu luați agenție, pentru că e foarte simplu, te hotărăști unde vrei să mergi, mergi la sud, aterizezi pe sud, mergi la nord, aterizezi pe nord. Sunt bazuri cu care poți să ajungi unde ai nevoie. Dacă ești mai comod, sunt taxiuri, evident. Să nu uităm că ne aflăm pe o insulă turistică, deci putem găsi orice. Și cam atât. Asta am vrut să zic. Frumoasă vacanța, mă așteaptă acum job-ul, de pe data de 14 plec în Norvegia la muncă. Din păcate voi nu veți mai vedea materiale prea multe, pentru că aia e. Și da, cam atât am vrut să zic, cam despre asta e materialul meu de acum, vlogul ăsta, cum vreți să-i spuneți. Și eu vă mulțumesc, hai că nu mai văd. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, îmi place că ați început să interacționați cu canalul meu, îmi place că vizualizați materialele mele, unii dintre voi reveniți pe materiale, unii dintre voi dați like-uri, apropo, dați-mi un like acolo dacă vreți, sunteți amabili, și un comentariu, oricare ar fi el, de hate sau nu. Da, eu am fost Cristi, vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, la revedere, pa, pa!